Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 22 decembrie 2022. El este un Dumnezeu al restaurării, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Ți s-a întâmplat oare să spui, ce bine ar fi fost dacă n-aș fi spus sau n-aș fi făcut cu tare lucru? Nu ești singurul. Fiecare dintre noi are propriile regrete. Însă Dumnezeu dorește să învățăm din ele, nu să trăim cu ele. Biblia ne spune, în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Am încheiat citatul. Domnul Iisus a purtat cununa de spini pentru ca noi să purtăm cununa neprihănirii și să putem sta fără teamă înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Citim și în Romani, capitolul 5, versetul 1. Prin faptul că suntem socotiți neprihăniți prin credință, putem sta înaintea lui Dumnezeu și putem invoca promisiunile sale. Ai o afacere care nu este profitabilă sau care e pe cale să dea faliment? Și Petru, pescarul, a trecut printr-o situație asemănătoare. Așa că Domnul Iisus, restauratorul, i-a zis, citim din Luca 5 de la versetul 4, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Am încheiat citatul. Un singur cuvânt din partea Domnului Iisus e de ajuns ca să ajungi din pragul falimentului la nevoia de spațiu suplimentar de depozitare. Domnul Iisus i-a dat lui Petru mai mult decât a prevăzut acesta și la fel poate face și cu noi. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi este acesta. Crede că vei primi mai mult decât ai așteptat, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al restaurării.